în genere, toate națiunile mari au câte un metern. Englezii au Spleen, francezii au Langoama, italienii au Vendetta, spaniolii au Morga, ungurii au șovinismul, rușii au nihilismul, românii au moftul. Trăiască moftul român. Moftul român nu este primul spectacol pe care îl fac într-un singur personaj. Acum câțiva ani, în 2008, chiar când terminam facultatea, am lucrat un spectacol cu Ioana Păun, care se numește De luni până vineri. Este un spectacol care se joacă de multă vreme, chiar de atunci, din 2008, chiar și acum se joacă și îl jucăm la Green Hours. Atunci făceam un fel de prim one-man show al meu. Mai apoi am lucrat cu doamna Miriam Răducanu un spectacol total diferit, total diferit, într-o altă direcție de poezie. Se numește Poezia visului, din texte de Emil Bota. Și acum joc aici, la Teatrul La Minion, la teatrul ăsta minunat, pe Hristov Botev numărul 1, spectacolul Moftul Român. Vii să mă rogi pentru vreo loază de elevii mei. Nu e roză costică, un băiat cum se cade, mi-e rudă. Cine știe ce leneș, ce dobitoc, zice, nu e adevărat, dragă Costică, fiu la tine sigur că nu să mă refuz. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu mă pot îndoi un moment, că în clipa de față, fiind vorba, mă înțelegi de o chestiune care mă interesează în așa grad, încât dacă n-aș fi fost pe deplin convins că tu, care mi-ai dovedit întotdeauna ce potice la rândul, lasă omule fleacurile, zice el. Omul care m-a inițiat și care m-a îndrumat înspre a face asta, nebunia asta, pentru că e o nebunie, după părerea mea, mi s-a mai și spus asta, este doamna Miriam Răducanu. Dumnezeu ei m-a îndrumat acum ceva vreme, spunându-mi că ar trebui să încerc să lucrez și singur ceva. Și mi-a propus atunci textul Mitică de Caragiale, pe care trebuia să-l lucrez eu singur și după o perioadă trebuia să mă întorc la dumnea ei să vadă cum și ce. Totodată îmi dădea tot felul de repere ale perioadei respective și așa s-au adunat mai multe, dându-mi foarte multe repere, punându-mi foarte multe cărți de ale lui Caragiale în mână, culegeri și așa mai departe, s-a născut acest spectacol, Moftul Român. Ce mai scriu gazetele, nene? Nenea. Moftul. Pacientul. Doctorul e mort! Doctorul! Moftul! Trebuie să recunoaștem cu toată părerea de rău că uneori în administrație se fură foarte des un optimist rămas în slujbă. Moftul! Moftul! E o provocare, e o foarte mare provocare, dar partea frumoasă este că autorul ăsta mă face să mă simt foarte sigur și să-mi facă plăcere că sunt acolo. E foarte puternic. E un autor care vorbește de demult despre lucrurile pe care le trăim acum. Și face toată treaba mai ușoară pentru mine. Eu, în interesul științei, iau parte la toate turburările de stradă și am ajuns a stabili următoarele. La orice turburare sau revoluție ia parte același public care ia parte la paradă sau la foc, și adică bărbați, femei și copii de ambele sexuri. În 2008, tot în 2008, vezi, tot au cauza acolo. În 2008 am mers la Gala Tânărului Actor cu un fragment din spectacolul Poezia visului de doamna Miriam Răducanu și atunci la proba obligatorie am avut ca text impus Statistica de Caragiale, un text pe care eu nu-l cunoșteam, nici nu știam că există și am fost foarte surprins pentru că l-am găsit suculent, ca să zic așa, plin de adevăr, adevăruri pe care le trăiesc eu acum. Să vă pun ușițele. Alerg de la Prevoteasca. Madame Prevotescu, uite pentru ce am venit ca să vă deranjez. Ați recomandat amicii mele, domn Joram Marie Popescu, un tânăr pe care să mi-l recomande mie, să-l recomand amicului meu Costică. Da, zice ea. E, cum îi cheamă? Păi nu ți-a scris Marie? Vă întâlnă zic, dar am rătăcit scrisurica pe acasă, iar domn Joram Popescu a uitat. Zău, nu mai țin minte, pentru că numele l-aveam pe o însemnărită pe care am lăsat-o la Marie. Dar cu mama de la Diaconeasca, ea m-a rugat, pentru că știe că ține Marie la mine, că dumneata pe Marie nu o refuz niciodată și că ești prieten cu profesor Costică, care dumneitare nu refuză nimic. Am găsit niște texte foarte frumoase. În culegerea lui de articole, și mie îmi venea să le iau pe toate, dar totuși e o oră de spectacol și cumva am găsit că
pentru un spectacol într-un singur personaj, o oră e mai bine. Nu știu, Monșer, dar sunt plictisit ca un câine pe care stăpânul l-a uitat încuiat în casă. Nu vine să urlu de urât. Ai treabă? Deloc. Unde mănânci astă seară? Indiferent. Vrei să mâncăm împreună? Mai ales. Unde zici? Unde poftești? Pornim amândoi pe vale. Pe drum, păstică privind obloadele prăvăliilor, bombănește mere. În dreptul lui Capșa, întâlnim un prieten. Îl luăm, fără vorbă multă, ca de rechiziție. La răspântia bulevardului, încă doi îi înhățăm. În dreptul legiunii rusești, încă unul e prizonier. Curiosul lucru, toți foarte plictisiți de repausul dominical. Cumva nu mi-am propus să fac un spectacol, cred că ăsta a fost tot secretul, adică eu nu mi-am propus să fac un spectacol, mi-am propus să lucrez cu mine ceva, un lucru foarte diferit. Și de asta spuneam mai devreme că e o nebunie, că mulți tineri de vârsta mea, actori sau nu numai, îmi spun și m-au condamnat cumva că mi-arunc ochii asupra unor texte de demult. Și eu nu le găsesc deloc, adică ele sunt de demult, dar sunt foarte actuale. Dovada vie sunt spectatorii care aplaudă de fiecare dată frenetic la finalul acestui spectacol și care reacționează atât de frumos și de bine. Ce e? Îl întreb eu pe sergent. E repausul dominical, domnule, nu poate umbla. Trebuie să-l ridic de aici, care îl încarcă o mașină. Scoală, Monșer, îi zic eu. Nu face pentru dumneata să te dai în spectacol. Ești om serios, tată de familie. Ba, pe tato, zice. Pare rău, adaug eu, că n-ai înțeles bine morala mea. Ba, am înțeles, dar vorba e, unde găsim noi o ciorbă de burtă? Dumitale, ți-ar trebui un șfarț cu coniac fin. Nu știi ce bine ți-ar prinde. Moft, am băut șfarțul la Capșa. Spectacolul Moftul Român se joacă la Teatrul Minion, pe Hristov Botev numărul 1. Este... Teatrul ăsta este o bijuterie, este o mică bijuterie. După părerea mea, este cel mai frumos... spațiu independent din lumea asta a teatrului. Este minion, are 60 de locuri, dar e plin de căldură și oamenii care vin aici vin să vadă lucruri cumva de calitate și sper să rămână așa. Târgoveți, târgovețe, țărani, țărance, artiști, intelectuali, prozatori, burgheși, critici, poete, copii pierduți, părinți, beți, mame prăpădite, praf, noroi, murdărie, infecție, lume, 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 vreme frumoasă,